România se apropie de pragul de 700.000 de infectări de la începutul pandemiei. Astăzi au fost raportate 2.156 de infectări noi, după efectuarea 11.000 de teste. Grav este că în terapie intensivă numărul pacienților se menține la peste 1.000. Ca de obicei, în weekenduri, numărul de cazuri noi raportate este mai mic. Situația rămâne însă îngrijorătoare la terapie intensivă, practic cel mai relevant indicator în privința pandemiei. Trendul pare unul descendent, nu bazându-ne doar pe numărul de cazuri noi confirmate în ultimele 24 de ore, ci în ultimele zile. Pare într-adevăr unul descendent. Rămâne însă acest indicator al cazurilor din ATI, care rămâne la aceeași valoare de peste 1.000 și de cazuri de pacienți necesitând terapie intensivă, un indicator care necesită atenția noastră a tuturor. În ultimele 24 de ore au fost procesate doar 11.000 de teste PCR și aproape 3.400 de teste rapide. Sigur că legat de numărul de teste, dacă ne uităm la cifrele de astăzi, rata de pozitivare este și ea într-o scădere față de zilele anterioare, dar pe de altă parte poate un număr mai crescut de teste ar arăta o realitate mai sau o situație mai aproape de realitatea circulației virusului SARS-CoV-2 în comunitate. 57 de oameni și-au pierdut viața în ultima zi. Până la accelerarea procesului de vaccinare, medicii recomandă respectarea cât mai strictă a măsurilor de protecție. Indicatorii epidemiologici vor fi modificați după ce un procent semnificativ al populației va fi vaccinat. Trebuie să fim îngăduitori pentru că nu am gestionat prea des astfel de pandemii, experiențele se capătă de la o zi la alta.